Sfințiile voastre, domnule președinte, domnule primar, domnilor primari, domnilor colegi, dragi invitați, în fiecare an cinstim memoria brătienilor și eu de fiecare dată gândesc că și cei care ne închinăm acestei memorii și cei pentru care ea înseamnă foarte mult, nu suntem doar noi liberali. Brătienii înseamnă enorm, nu doar sau nu în primul rând pentru Partidul Național Liberal. Ei înseamnă enorm pentru România. Moștenirea lor este respectată și încearcă să fie urmată de toți aceia care vor binele acestei țări, de toți aceia care doresc ca România să revină la statura pe care acești titori, acești mari oameni politici au reușit să-i o dea la timpul lor. De aceea, indiferent ce culoare politică am avea și mai ales și cei care nu fac politică activă, dar au simțul istoriei, simțul național, simțul adevăratului patriotism, trebuie ca măcar o dată pe an să se gândească la brătieni. Familia brătienilor a dat titori de partid și de țară, ca Ion Brătianu, a dat poate cel mai mare om politic al României, ca Ionel Brătianu, a dat intelectuali de mare talie, ca George Brătianu, unul din cei mai mari istorici ai României, a dat martiri ca George și Dinu Brătianu. A fost una din marile șanse ale istoriei României să aibă la momentul potrivit un lider politic precum Ionel Brătianu și a fost în același timp una din marile nefericiri ale destinului românesc ca acest om să moară pe neașteptate la numai 63 de ani, schimbând în rău, din păcate, istoria României. Cu un Ionel Brătianu în putere, care ar fi rămas în viață, poate că n-am fi avut multe dintre necazurile care au urmat, începând cu dictatura lui Carol al II-lea și cu toate tulburările care s-au petrecut. În orice caz, de câte ori se întâmplă, nu doar în această zi din an, să mă gândesc la brătieni, am sentimentul foarte puternic că și noi, cei de azi, liberali în primul rând, trebuie să ne aducem aminte și să ne folosim numele complet, care nu este doar de liberal, ci de național-liberal, pentru că de câte ori ne gândim la opera brătienilor, înțelegem cum cade accentul în numele pe care îl purtăm mai departe, Partidul Național-Liberal. Dumnezeu să-i odihnească și să ne dea puterea să învățăm câte ceva din ceea ce ei au făcut și să ducem mai departe din ceea ce ei ne-au lăsat. Am să rog pe domnul președinte al Partidului Național Liberal, domnul Plin Antonescu, să vă adreseze câteva. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru prezența la această mică, dar importantă sărbătoare pentru noi. Mulțumesc și eu și domnului președinte Popa și domnului președinte Nicolescu, gazdelor noastre în toate felurile politice administrative. Suntem de fiecare dată, atunci când celebrăm originile Partidului Național Liberal și marea familie a brătienilor, suntem cu inima deschisă, suntem cu gândul la ceea ce acest partid și acești oameni politici au realizat, la aspirațiile lor, la modul lor de a lucra pentru această țară. Anul acesta, sărbătoarea noastră găsește Partidul Național Liberal revenit de curând la guvernare, la o guvernare parcă mai dificilă, mai grea, mai încărcată de mize decât oricând și ne întâlnim în acest moment și în această împrejurare
și cu partenerii noștri politici și cu cetățenii care așteaptă atât de multe lucruri și atât de repede de la noi, cu gândurile, cel puțin în această zi, la spiritul brătienilor, la moștenirea brătienilor și la faptul că, așa cum spuneam și după slujba oficiată la locurile de veci, cu gândul că noi nu trebuie să uităm niciodată, noi liberalii, numele complet al partidului nostru, așa cum a fost el așezat și servit de către brătieni, și anume Partidul Național Liberal. Națiunea română are nevoie astăzi de energiile noastre, de devotamentul nostru, de competențele noastre, ale noastre, ale liberalilor și nu numai ale noastre. Are nevoie, de fapt, de tot ceea ce este bun în această țară, are nevoie de o strângere a energiilor și de o lucrare împreună onestă și eficientă. Situația României, ca și a Europei, nu e una ușoară, dar am învățat de la brătieni ce să facem în situații grele, cum se trece o situație grea, cu sacrificii înainte de toate, și să dea Dumnezeu ca această învățătură să fie una roditoare în mintea și în acțiunea noastră. Vă mulțumesc! Încep cu scuze de întârziere, dar s-a întâmplat acest lucru, care nu m-a așteptat. Eu fiu aici de ani de zile, nu numai cu plăcere, o stimă deosebită pentru lucrul ăsta, pentru ceea ce reprezintă el pentru noi, ca români, ca adevărați, și pentru tradiția politică a României curată și superioară, care e tradiția liberală, care și-a început rolul de aici, cu Partidul Național, acum 137 de ani. Ori, sigur, se vorbește de USL, de alianță. Eu am fost printre oamenii care au susținut această alianță, pentru că socoteam și socotesc încă că trebuiau unite toate forțele normale ale acestei țări pentru ca să schimbăm actuala putere. Chiar în frunte cu șeful ei cel mare, cred că va trebui până la urmă să hotărâm o suspendare, cu toate că, mulțumesc, am spus-o odată, o repet, poate că președintele ar fi putut el singur să-și dea demisia. Adică să nu ne mai invite pe noi să facem procedura de suspendare. Da, în sfârșit, asta e situația și cred că Uniunea noastră trebuie să își facă rolul ei, să readucă echilibrul economic, social și moral în această țară și odată cu acest lucru să putem să punem lucrurile la punct și în relațiile noastre internaționale și europene. Așa că viu aici, în aceste locuri unde vorba ce au trăit, s-au născut și au trăit cele mai mari personalități politice ale României, aici unde e sufletul Partidului Național Liberal, pe care îl ați numit ctitor al României moderne. Ctitor al României moderne prin ceea ce s-a născut aici și prin ce s-a început aici. Prin urmare, viu aici cu această emoție, dacă vreți, și politică și istorică și umană și românească. Viu totdeauna aici. Încă o dată îmi cer scuze de întârziere, dar s-a întâmplat. Și vă doresc la toți numai bine, numai bine, sănătate, bucurie a dumneavoastră și a familiei dumneavoastră.